Bine v-am găsit la o nouă discuție. Ei bine, după ceva timp l-am readus pe Spidey pe canal. Bună ziua! Cât a trecut? Cât a trecut? O fi Cred că trecut un un an? an jumate, cred. Jumate posibil. Bine, asta dacă excludem The Boys-ul, că acolo a trecut Da, jumate. da. Da. Astăzi discutăm despre ceva mai special, ca zic așa, pentru că nu e niciun film pe care îl găsiți la cinema, nu e nici ceva ce găsiți pe streaming. E ceva ce găsiți pe YouTube. Da, discutăm despre, momentan, primul episod, pentru că doar atât a apărut, dintr-un show independent făcut de, efectiv, o mână de oameni. Da, cred că vreo 9 oameni da. Care hai să au zicem produs două mâini. Show. Pentru că astăzi vorbim despre Mystery Incorporated, care este un proiect făcut din pasiune, inspirat de Scooby-Doo și, evident, cu povestea din Scooby-Doo. Yep. Deci, momentan avem primul episod, care cred că a fost realizat cu cât vreo 30.000 de dolari? Cred că ceva de genul. Nu știu sigur cât cer pentru al doilea, dar cred că tot acolo. Știu că m-am sau uitat mai... pe ce făcuseră ei, pe Indiegogo, Indiegogo, da, făcuseră fundul ăla și aveau în momentul ăsta vreo 60 ceva de mii de dolari. Ah, holy hell! Damn, that's awesome! Da, adică mi se pare incredibil și, în primul rând, duceți-vă să uitați la primul episod, are doar vreo 40 de minute. E făcut, cum am zis, cu 30.000 de dolari, deci aproape nimic pentru ce a putut să iasă. Părea mea că a ieșit incredibil pentru bugetul A ăla. Ieșit superb, doamne. Efectiv pe tot. Duceți-vă, îl găsiți pe YouTube, Mystery Incorporated. Este mult mai bun decât Riverdale, 13 Reasons Why, orice care... Na, da, e cu da, ce buget efectiv a fost făcut. Un show făcut de două mâini de oameni mai bun decât fucking... nu știu, ceva ce CW acum cu Riverdale, da, pe care, bune. Naiba, cât o fi avut? 500 de mii, un milion de dolari un episod de genul. E Riverdale tot, adică da, e da, CW. Da. Hai să zicem câteva astea. La cum arată Flash acum. Oi, de mine, o să las video la clip de care zic cu monstrul ăla. Da, doamne. Și am mare așteptări de la episodul 2. Ținând cont că bugetul o să fie dublu, adică... Ah, da. Sper să termine proiectul și sunt sigur că o să-l termine cana la ce primire a avut primul care are, nu știu, 2 milioane de vizualizări, ceva de genul, sigur o să termine serialul. Acum că o să apară, o să termine peste un an, doi, asta nu mai contează. Yeah. Dar cum ți s-a părut ție primul episod? Mi-a plăcut foarte mult, nici nu m-am dus în el cu cine știe ce mari așteptări. Na, îți dai seama cum naiba puteam să mă duc. Da, da. Dar eu de mic am fost mega fan Scooby-Doo, am văzut și filmele la live action, gen pe toate, și alea scrise de James Gunn și celelalte cu Mystery Begins sau nu știu cum naiba să numeau. M-am jucat și jocurile, movie tie-in alea de pe PC, dacă le știi. Mamă, le știu, dar nu le-am jucat niciodată. Eu mai jucam de alea cu Ben 10. Da, și eu îți dai seama. Pe PSP le jucam pe alea. Da. Dar ăsta, gen, nu ți-am zis, m-am dus în el cu niște așteptări. Da, cum puteam să mă duc și am ieșit chiar foarte plăcut surprins. Gen, de la efecte, la machiaje, la gen, cum arată actorii și cât de buni sunt gen, actorii. Și mai ales și în modul și la modul în care a fost filmat. Și mi-a plăcut foarte mult că până acum, cel puțin, mi se pare că trag foarte multă inspirație din Scooby-Doo Mystery Incorporated, din desenul animat, care e by far preferatul meu. De asta cred că e și printre cele mai noi. Eu nu știu unde a apărut acum vreo 5-10 ani, ceva de genul. 2008 cred că a apărut și s-a terminat în 2012, dacă nu mă înșel. Știu că și mie mi-a plăcut la nebunie ăla. Bine, se vede inspirația și din ăla originalul, evident. Da, of course. Și ca prim episod, se vede clar că e făcut din inimă. La efecte, mi-a plăcut, na, dai seama, toate costumele și că au fost practical. Mm-hmm. Să zicem că au folosit și ceva CGI pe alocuri. Pe la final atunci, în lupta. Da, 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 acolo. Dar așa arată foarte bine. Bine, să zici că povestea, primul episod a fost puțin, na, grăbită, doar ca să ne explice totul într-un da, prim episod.
Da, exact, dar era și de așteptat, că gen, na, e un episod pilot, basically, la un serial independent. Da, exact. Știi? Adică, na, poate aveau și frica cumva că o să scoată doar primul episod și după nu o să mai poată să continue. Da, exact. Dar actorii, cum ai zis tu, mamă, joacă foarte bine și cred că Exact. niciunul dintre ei nu e actor sau poate, na, ăsta e începutul carierei. Da, e foarte, foarte posibil. Știu că parcă tipul care îl joacă pe Fred, mi se pare că el a fost gen... Că m-am uitat și la interviurile, la Q&A-urile alea cu ei, am văzut un pic din ele. Și mi se pare că el e tipul care a venit cu ideea, gen de la el a plecat tot proiectul și el a, basically a conceput un arc pentru primul sezon, pentru toate personajele. Da, nu Which știu. is very cool. E clar și se vede cum vorbesc toți actorii până și regizorul, adică asta am apreciat că au luat un regizor care să fie doar regizor, adică nu s-au băgat actorii să fie și regizor și așa. Yep. Și curios sunt să meargă povestea, adică începutul ăla mi se pare extraordinar. Ah, yeah, I love it. I love it Adică so much. deci dacă ai vedea serialul ăsta, nu știu, hai zici că nu l-ai vedea pe HBO, dacă l-ai vedea pe Netflix, de exemplu, n-ai zice că e un serial făcut, un serial Yep. independent. Yep. Da, adică seriale pe Netflix care arată mai rău. Spidey, noi doi știm ce am văzut, un film anume. Cum naiba se numea ăla cu Edison Ray? He's all that, cred. Oh my god. Deci filmul Jesus. ăla, doamne, îmi pare rău că n-am... Jesus Christ, trebuie să facem live reaction la Ah, el, da, efectiv. deci filmul ăla, dacă eu cu Spidey luam o cameră și luam o fată populară de pe TikTok, făceam un film mai bun. Da, exact. Deci e incredibil. E o scenă în filmul ăla în care un personaj e îmbrăcat într-un fel și se schimbă cadrul și când revine la el e îmbrăcat cu totul altfel. Deci nu, efectiv n-ai cum. Și după să vezi, să intri pe YouTube și să dai la serialul ăsta făcut cu 30.000 de dolari de două mâini de oameni, e incredibil, adică e mind-blowing. Yeah, man. Adică arată gen arată pur și simplu superb și se vede că au băgat foarte multă pasiune. Mi se pare că e iarăși. Vreau să zic că ok, hai să zicem dacă n-ar apărea pe Netflix, dacă ar apărea pe ceva gen CW, dar Hulu, la da. CW sunt efectele mai Da. proaste, Deci, efectiv. efectiv, serialul ăsta că apare pe CW dă clasă la tot. Da. Adică, serialul ăsta poate să ia și cu Flash și cu Legends of Tomorrow. Jur. Probabil, da, depinde, na, și unde se duce bugetul, că... Bine, deși uite și la asta, la Mister Incorporated au băgat, mi se pare destul de mulți bani în promovare, adică posterele arată superb, se vede că au știut ce să facă cu campania Ah, de funding. da, categoric. Deci, habar n-am unde poate să ducă banii de la CW, de la serialele alea. Adică unde poate, ok, hai zici că plătești Da. actorii, îl plătești pe Grant Gustin, la, că e destul de cunoscut, dar în rest unde poate să ducă banii? Nu știu. Îl plătesc mai mult pe Green Gustin să stea săracul, că se vede Da, că da, vrea da. să plece, Dar știi că am efectiv. avut scandalul ăla că voia să-l joace și în filme pe Flash. Ah, da. Și era nervos pe Ezra Miller. Yep. Dar oricum, ideea e că ar cam trebui să vedeți serialul ăsta pentru că nu o să vă așteptați și... Nu știu, mai ales după ce încerc să faci și o chestie genul, o să apreciez și mai mult o treabă ca asta. Ah, da, și mai ales gen eu îi apreciez, deși pe partea de poveste, încă e acest prim episod, după cum ai zis și tu, a fost un picuț așa, clunky. Mie mi s-a părut clunky la dialog cel mai mult și Da, la da. exposition. Dar am apreciat foarte mult gen toate alegerile pe care le-au făcut, mai ales din punct de vedere al tonului, ca să adapteze gen desenele. Se vede că se duc puțin mai înspre vibe-ul ăsta de YA, show for teenagers. Dar în același timp păstrează și elementul ăla thriller supranatural din Scooby-Doo, știi, care, I think, gen, it, like, sets it apart. Da, Scooby-Doo într-un fel mereu a avut un ton așa mai dark, adică chiar dacă Ah, da, în mereu a desene avut un n-a... undertone așa. Exact, în desene n-ar fi putut să-l facă, nu știu, atât de dark, pentru că n-a se uitau
mare parte doar copii. Și filmele au avut așa o... Da, filmele au fost mai mult comedie, dar tot pentru copii. Da, da, da. Îmi place că actorul de joca pe Shaggy acum a devenit un fel de icon slash meme. Da. Și... Nu știu, eu la filme le-aș revedea acum doar pentru Sarah Michelle Gellar, tipa care a jucat-o pe Devni, care e aceeași tipă care joacă pe Buffy. Da? Da. Și fun fact, e in real life, e căsătorită cu tipul care l-a jucat pe Fred. Mamă, nu cred. Bă, da, e foarte... Am fost și eu wow când am aflat. Mamă, ce tare. Deși... Da, da, m-aș uita doar pentru Buffy. Și eu le-aș mai revedea pe alea. Au fost ok la vremea lor. Da, da. De... Acum e evident că serialul nu e perfect, n-avea cum să fie, adică mai sunt scenele alea în care se întâlnesc Daphne cu tipa cealaltă din liceu și nu știu de ce, da. Nu știu de ce în momentul ăla mă așteptam să fie un moment Andragogan în care dau un dance battle. Da. Deci nu știu de ce mă așteptam la asta, dar n-a fost așa. Shaggy îmi place foarte mult, mi se pare că... Aha, și mie, mi se pare gen adaptat superb pentru gen Today's Shaggy. Da, și parcă oferă ceva ce, nu știu, n-am văzut până acum la Shaggy. Da, exact. Gen, are latura aia mai de... gen, outcast mereu a fost, dar mai de așa, gen... Vezi că he struggles și gen chiar încearcă să supraviețuiască, că gen liceul ăla chiar e un mediu ostil pentru el. Da. Și, și mi se pare că gen it ties into faptul că vorbește cu câinele lui. E așa... Un subtext foarte mișto acolo. Sunt extrem de curios cum o să fie mai departe Scooby. Adică știu că mi-ai zis tu atunci când mi-ai zis prima oară de serial că câinele în sine e efectiv, adică n-a fost nimic făcut pe calculator cu câinele. Da, gen e câine de poliție, cred, dresat, I guess. Că n-ai zice, adică nu e efectiv nicio scenă în care să zici că e ceva făcut la întâmplare cu câinele, adică totul pare efectiv da, de acolo. Da, Doamne, mi se pare genial. Nu știu cum au făcut-o, chiar nu știu cum au făcut-o și ce muncă a mers în a face câinele ăla să se comporte cum se comportă, dar atât e și, amazing. Atât și efectiv ca Scooby. Da, Doamne, da. Cred că o singură chestie m-a deranjat, dar bine, asta cred că o să o găsim în toate serialele ei, știu că și tu ai problema asta, mă, atâți actori care n-arată de 18 ani. Da. Cel puțin ăia 2 sau 3 jucători din echipa de fotbal. Da, au 30 amândoi. Da, zici că erau niște tați care au venit să se ia de un copil. Da, efectiv. Care erau în continuare blocați în mindset-ul ăla de liceu, de tot purtau jachetele alea. Știu. Nu știu cum naiba să numești jachetele alea. Da, știi de care zic. Da, știu. Le găsim prin H&M, prin Zara. Da, să găsesc. Dar nu știu, asta... Eu nu pot să înțeleg de ce niciun serial nu face chestia asta de să ia actori de vârstă. Adică da, înțeleg că poate... Nu știu, nu joacă la fel de bine sau la 16 ani să zicem că arată de 14, nu știu. Mă, dar nici să iei niște actori de 30 de ani. De asta sunt eu foarte hyped pentru serialul Percy Jackson, pentru că chiar au luat niște copii de 13-14 ani care să joace niște personaje de 12. De obicei la copii, când iau copii de 80 ani, mă, s-a de mulți copii talentați, gen, zic de ani mici. Da. Adică asta, Millie Bobby Brown când a jucat în Stranger Things, cât naiba avea? 11 ani, prima oară? Da, 12? Cam așa ceva. Ceva de gen. De fapt toți. Da, cred că toți. Nu știu, ai intrat în ultimul sezon? Am văzut ultimul sezon. L-ai văzut? Sunt deja? Sunt la zi cu el. Mamă, e ce trebuie. Am și filmat clip. Da? După părerea mea e juma-juma. E... Că am auzit numai bune. Da, de el. Știu că ai auzit numai lucruri bune, nu știu, mie nu mi-a plăcut așa mult. Adică are... Pe câte părți bune are, pe atât și are și părți care sunt mai meh. Uh-huh, uh-huh. Curios, na, că și la Stranger Things am o nostalgie, mam. Da, știu, doamne. Eu am văzut primul sezon, cred că cu un an mai târziu, poate, după ce a apărut. L-am văzut în 2016, parcă. Eu tot cam la fel. Cred că a fost printre primele seriale de le-am văzut. Yeah, cred că și eu, gen al 5-lea sau al 6-lea, cred, pe care l-am văzut ever. Mm.
Dar revenind la al nostru Scooby-Doo, clar, dați-i o șansă, donați și voi un $100 acolo pentru producție. Da, ah, definitely, da. E deja am donat. Și mă, cam ăsta a fost clipul, nu a ieșit extrem de lung, dar mai mult voiam să vă zicem de producția asta pentru că cele mai mari șanse să nu fie auzit de ea. Da, mai mult vrem să aflați de ea și să vedeți și voi ce au făcut oamenii ăștia, că e chiar foarte nice. Da, adică eu am auzit, de exemplu, prin Spidey, dacă nu mi-ar fi zis el, nu știu dacă aș fi dat vreodată peste ea. Dați-i o șansă, lăsați-ne părerea voastră în comentarii, evident un subscribe la Spidey, clar, nu mai trebuie să vă zic deja asta. Thank you. Mulțumim de vizionare și ne vedem data viitoare. Bye-bye.